Nivelul colectării taxelor și impozitelor locale a scăzut în 2020. Pentru impozitele aferente anului curent, scăderea s-a făcut cu 5%, iar în ceea ce privește restanțele cetățenilor municipiului Drobeta-Turnu-Severin, cu 7%. Situația coronavirus a afectat și serviciul de executare silită. Prin ordonanță, activitatea a fost suspendată, iar acest lucru a dus la scăderea gradului de colectare a taxelor și impozitelor. Pe deosebire de aceeași perioadă anului trecut, în anul 2020, până la data de 30 iunie, s-a constatat o scădere a gradului de colectare cu 5% pentru impozitele aferente anului curent și cu 7% în ceea ce privesc restanțele cetățenilor municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Poate această situație se datorează pe partea de restanțe atât pentru faptul că serviciul de executare silită are suspendată prin ordonanțe activitatea în ceea ce privește colectarea prin executare silită a debitelor restante, iar în ceea ce privește colectarea impozitelor și taxelor pentru anul 2020, considerăm că poate acea restricție de deplasare, poate și platformele online nefiind atât de accesibile cetățenilor municipiului Drobeta-Turnu-Severin, toate acestea acumulate au condus la această scădere a gradului de colectare. Restricțiile impuse au interzis deplasarea serviciului de executare silită și relațiile cu publicul, iar toate aceste lucruri au dus la scăderea gradului de colectare a taxelor și impozitelor.